Bună ziua! GPEC, 10 ani, suntem tot aici, Sabina Cornovac este numele meu și l-am lângă mine pe Adrian Ichim de la Advanced Idea. Bună, Adrian! Bună! Cum a fost la conferință până acum? Absolut senzațional, o groază de oameni foarte interesanți. Așa. Oameni noi, subiecte noi, ca întotdeauna la GPEC, multă efervescență. Cu siguranță este una din conferințele alea care ne va susține cel puțin încă 3 luni de entuziasm. Așa. Ne bucurăm foarte mult și Advanced Idea se ocupă de dezvoltare de platforme pentru magazine online. Ce platformă recomandați în acest moment unui magazin online care este un startup? E abia la început de drum, cum sunt foarte multe de aici. Varianta lungă sau scurtă? Pe care vrei, scurtă. Varianta scurtă, da. Pentru magazine la început de drum, care nu știu în ce să bagă, da. Pentru că tot procesul este în esență unul de trial and error. Varianta scurtă este open cart. Okay. Varianta lungă este habar n-avem până nu vedem ce obiective are business-ul ăla și ce vrea să facă cu viața Așa lui este. În următorii 2 ani de zile. Dar dacă avem un business mare, în funcție de ce factor oare ar trebui să-și aleagă platforma? În funcție de numărul de produse și categorii, da. Și numărul de vizitatori și comenzi unice. Okay. De acolo, astea sunt cifrele de la care pleacă totul. Tu ai fost și membru în jurul de la GPEC, da. Și vreau să te întreb cam ce greșeli ai văzut în general la magazinele online românești înscrise. În primul și în primul rând am putea vorbi despre lipsa de planificare. Ok. Nu ne uităm pe termen lung, ne uităm la ce ar putea cumpăra consumatorul mâine, dar nu ne gândim la ce nevoie ar putea avea el peste o lună sau poate chiar peste un an. Vezi cazul Black Friday, de exemplu. Da. Când magazinele investesc bugete de comunicare interesante, am putea spune, cu o săptămână înainte de eveniment, dar nu se optimizează, de exemplu, din punct de vedere SEO pentru expresia Black Friday, astfel încât să economisească bani atunci când va veni timpul ca cetățeanul să caute oferte sau reduceri Black Friday. Ok. Asta e un lucru foarte important. Iarăși, ca o constatare generală, din urma jurizării, magazinele se focusează un pic prea mult pe produs, un pic prea mult pe ei și un pic prea puțin pe consumator. Lucrul ăsta se manifestă foarte mult și în multe zone. Se manifestă, de exemplu, în versiunile mobile ale website-urilor. Ne-am creat versiuni mobile pentru că am aflat că vin consumatori, vin vizite de acolo, dar nu am optimizat versiunile alea încât să ele să răspundă într-adevăr obiceiului de consum al utilizatorului de smartphone. Și spune-ne cam ce planuri aveți pentru 2016, dacă ne puteți da câteva planuri mari, multe, multe, multe planuri avem pentru 2016. În primul rând vorbim despre dezvoltarea unor platforme software, adică ieșim puțin din confortul agenției și ne ducem în zona de dezvoltare de software. Am lucrat tot anul 2015 și 2016 o să vină cu lansări de produse interesante în primul trimestru al anului. În paralel, în agenție, ce mai facem noi? Mai dezvoltăm o nouă verticală. O nouă verticală care se numește Performance Media și care va ajuta business-urile cu care lucrăm. Evit intenționat să le spun clienți. Așa. Așa. Îi vom ajuta pe partenerii noștri să-și consume eficient bugetele. Da? Nu să le consumăm doar ca să ne atingem niște obiective imediate în urma unor campanii imediate, ci să le consumăm având la bază o strategie de comunicare pe cel puțin un an de zile. Eu cred că întreaga piață de e-commerce trebuie să vă fie recunoscătoare pentru asta și pentru că ne aflăm aici și sunteți de foarte mult timp alături de noi. Vă reamintesc, cum spuneam la început, că GPEC face 10 ani astăzi. La mulți ani din partea noastră și vrem să facem o surpriză. Așa. Împreună cu toți invitații și de data asta și cu tine, să le facem o urare și niște gânduri bune. Am putea să cântăm la mulți ani, dar nu am cele necesare, nu m-am zăstrat Dumnezeu trecem cu voce. Să zicem la mulți ani GPEC, să ai cel puțin încă 10 ani la fel de frumoși ca cei 10 care au trecut. Nu mai zic la cât mai multe conversii și cât mai mulți vizitatori unici, ci zic la mai mare. La mulți ani, GPEC! Mulțumim mult de tot și noi și sperăm să te bucuri de toată această zi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc.